nucleul ăsta duhovnicesc, care este chiar Părintele Patriarh, dar vedeți, am început-o cu cercul românesc. Am vorbit noi românii, pentru că evenimentul acesta se petrece în România și nu în Serbia. M-aș bucura dacă peste câțiva ani o carte despre Patriarhii români s-ar lansa în limba sârbă în Serbia, ca să arătăm și cealaltă față, dacă vreți, a inimii. Și am lăsat acum nucleul sârbesc pe Părintele Dragoie din satul Gelu și pe Slageana, care vor spune din lăuntrul neamului lor câte ceva despre Părintele Patriarh. Încerc să-l sun pe Părintele, e prima dată când vorbesc, nu știu dacă răspunde și cum va răspunde. Știe bine limba română, așa că va fi o conversație în limba română. Părintele este profesor, este poet, născut în 63, Dragoie Ciubotin îl cheamă. O să-l găsiți și pe internet cu mai multe informații. Sper că merge asta. Ia să vedem. Alo, binecuvântați Părinte, Daniel Mazilu sunt de la București. Domnul și Maica Domnului. Vă mulțumim frumos pentru că ați acceptat să fiți alături de noi. Aici suntem la Biserica Precupeții Noi din București și lansăm cartea dedicată Părintelui Patriarh Pavel. Da. Vă ascultăm cuvântul și vă mulțumim pentru că ați dorit să intrați în seara asta cu noi în legătură. Mai liniștită, mai lucrătoare.
Deci acestea ar fi cuvintele de început cu care începe să evocăm amintirea acestui mare om. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-am vrednicit să fiu contemporan, să zic așa, cu acest sfânt al poporului nostru. Am fost student 82-86, 1986 la Berger, la Facultatea de Teologie și l-am cunoscut pe Patriarhul Pavle și în calitatea lui de episcop al de Kosovo și Metodie. Și sunt sigur că în acea perioadă era când sârbii din Kosovo au început să fie prigoniți și să sufere pe pământul lor cel mai sfânt, pământul lor îmbibat cu sânge și împlinit cu sminte de moaște. Dumnezeu nu a putut să trimită o persoană mai potrivită care să păstorească acea mulțime de oameni decât pe acest sfânt, acest călugăraș care a pășit acolo și a preluat episcopia care se afla în situații foarte grele. Doar Dumnezeu și Sfinții și Maica Domnului sunt martorii a multor suferințe ale acestui om, începând de când ieșea în stradă ca să treacă de la sediul episcopiei la seminar, pentru că la Prizren era și seminarul ortodox, și când copiii albanești și ptaie, cei mici, fugeau în urma lui scuipându-l, înjurându-l și aruncând cu pietre după el, trecându-l de rasă și de barbă de multe ori. Și el trecea tăcut, nu zicea nimic, fiind cufundat în rugăciune. Cu ce forță interioară și putere duhovnicească urca în tren, în garnitura care venea din Prizren la Belgrad, pentru a ajunge la Sinod. Niciodată omul acesta nu a urcat în mașină ca episcop din Prizren să vină până la Belgrad, ci doar cu trenul. Trenul clasa a doua, nici cu poporul, nici cu oamenilor simpli. Și mă bucur nespus de mult că Dumnezeu m-a vrednicit ca student să pot odată să fiu și eu ajutor acestui om, ajutându-l să meargă până la gară, pentru că el avea obiceiul să anunțe trenul cu care pleacă din Pizre și atunci din patriarhie ieșea cineva la gară și îl aștepta ca să-l ajute să-și ducă valiza. Iar de la gare până la patriarhie veneau pe jos. Ei, eu am avut această binecuvântare de la Dumnezeu ca să îl ajut să-i duc valiza de la patriarhie până la gare și să-l acest în tren. Foarte, foarte puțin am vorbit pe drum, el fiind cufundat mai mult în rugăciune, mi-a dat seama după aceea. Un episcop mic, de statură subțire, un adevărat anahoret care mânca foarte puțin și se ruga foarte mult. Avea o valiză, cei care sunt de pe vremea lui Ceaușescu știu, și cunosc valizele acelea din cartonate cu colțurile țintuite în metal și cu dinghii de lemn de jur împrejur așa. Ei, într-o valiză din aceea, el își ducea cele necesare și mai avea o geantă, o gentuță pe care o purta
cu toiacul, cu cămilapă și așa mergea la gare. L-am cunoscut în patriarhie, l-am cunoscut ca student și mai era un singur episcop. În vremea aceea, episcopul Danilo, care păstăria Sârbii din Ungaria, care era la fel smerit, simplu, niciodată îmbrăcat în reverenți scumpe, întotdeauna, poate chiar vechi, cu sute de dânși și întotdeauna fiind călugări. Indiferent unde mergea, indiferent că era episcop sau patriar, Părintele Pavel sau Pavle era călugăr înainte de toate. În 1995, când Biserica Română sărbătorea 110 ani de la autocefalie și 70 de ani de când era patriarhia, a fost prezentă și delegația Bisericii Ortodoxe Sârbe, condusă de patriarhul, atunci patriarh Pavel. Iar și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, am această bucurie că la întoarcere spre Belgrad, patriarhul cu toată suita s-au oprit pentru două zile la episcopie în Timișoara și cu ocazia aceasta au ieșit să se vadă și bisericile sârbești din jurul Timișorii, așa că Dumnezeu m-a vrednicit să am în biserica mea, să-l pot aștepta și pe patriarhul Pavle în biserică, unde a scris în Sfânta Evanghelie cu mâna lui, cum s-ar spune, în scrisul rămas pentru vecie, că a fost acolo și a binecuvântat norodul și satul Patai. Tot în această perioadă, în acele două zile, făcând parte din grupul care eram în jurul patriarhului, pentru că fiind studenți dincolo, ne-am cunoscut. Atunci în preot, l-am însuțit, voia să caute un magazin cu încălțăminte și pe vremea aceea la Timișoara aveam cel mai mare magazin, Beca, și acolo eu, cu încă vreo 4 colegi, l-am însuțit să meargă să-și caute niște încălțări. Bineînțeles că a fost ceva foarte interesant și nemai întâlnit și nemai văzut până atunci de oameni din Timișoara care au fost atunci prezenți și de vânzători și cei care erau prezenți la magazin, se poate 7 preoți plimbându-se prin magazin, un bătrânel în față cu paracamina albă și toți în jurul lui gravitând, când am explicat cine este, toți au venit ca să primească binecuvântare. Patriarhul a trecut printre rafturi și, bineînțeles, că uita pentru că era foarte smerit, căuta încălțări cele mai ieftine. Bineînțeles că am găsit la un moment dat ceea ce căuta și iar secretarul dânsului care l-a însoțit i-a spus prea fericite, dar vedeți, pantofii aceștia pe care ați luat dumneavoastră sunt cei mai ieftini și prin urmare nici nu o să țină, deci haideți să căutați ceva mai, chiar dacă sunt mai scumpe, să fie mai calitativ. Și atunci, patriarhul întreabă, dar de ce crezi că nu o să țină? Păi zice, se poate deslipi ușor, uitați talpa, și acum nu cine știe cât de puternic acest. Și atunci patriarhul, în stilul lui caracteristic, spune, păi știți cumva, uitați-vă, haideți să vă spun. Eu când ajung la patriarhie, am acolo într-o cămăruță, un mic atelier al meu și, într-adevăr, avea un atelier în care el își repara și confecționa un căsăm.
Și acolo o să merg, o să-mi găsesc ceva cauciuc de la roțile de mașină, cauciuc din acela, îl voi tăia forma tălpii și îl voi prinde, îl voi lipi de talpa acestor pantofi. Și atunci o să mă țină cu siguranță mai mult și mai ușor o să fie de umblat, pentru că fiind de la cauciuc de mașină, nici nu se trebuia să se dau mult din picioare, să merg pe singur pantofi. Deci, spunând acest lucru, vă dați seama că nu am putut să ieșită nimic astfel la Patriarhul Pavle. Reușea întotdeauna să spună un răspuns în care nu mai avea posibilitatea să-i dai replică. Și trebuia să-i lase așa cum spunea dânsul. Este iarăși o replică celebră a Patriarhului. Dânsul, când slujea bisericile din Beograd, mergea tot timpul la aceste biserici cu mijloacele de transport. Și asta se știe deja, este clasică povestea, că el, prin Beograd, se numai prin mijloacele de transport, nu cu mașina. Și trebuie să meargă la o biserică să slujească, diaconul, știind ce cum este nepricăsnă, fericirea dumneavoastră, știți, n-ar fi mai bine să luăm mașina și uitați, e cald afară și mijloacele de transport și nu nicio problemă. Dacă oamenilor simpli care merg cu mijloacele de transport nu le este cald, de ce să-mi fie mie? Și tot încercat diaconul să-l duplece și la un moment dat îi spune, dar știți, prea fericite, uitați, noi trebuie să trecem printr-o zonă de agrement, unde oamenii ies la plajă, unde putem vedea tot felul de personaje mai îmbrăcate, mai dezbrăcate, mai și poate. Și atunci Patriarhul se oprește și spune, știți ceva, părinte de acolo, fiecare vede ce dorește. Deci, omul a mai avut replică ce să-i spună. Acesta a fost Patriarhul. Eu mă bucur și îi mulțumesc Dumnezeu că m-au venit și să-l cunosc personal și să-l primesc de câte ori binecuvântări și în calitate de episcop și în calitate de patriarh de la dânsul. Și aș vrea să închei cu o vorbă a unui copil care, văzându-l odată, așteptând cu părintele său, cu tatăl său, într-o stație de autobuz și l-a văzut pe Patriarh, l-a recunoscut și spunea așa, tati, uite, ăsta este Patriarhul Pavle, să fim oameni. Deci, cuvântul lui Slucan, să fim oameni, niciodată de oameni, a ajuns să fie cunoscut și de copii și aceștia îl identificau cu acel slogan. Pățeam cu Pavle să fim oameni. Deci, el nu degeaba l-au numit Sfântul care umblă încă în timpul vieții sale. Și, într-adevăr, așa cum a spus și academicianul Becicovici Matia, cea mai frumoasă imagine a poporului sârb în tot secolul 20 a fost imaginea Domnului Patriarhului Pavle, când niciunde și niciodată nu s-a adunat o mulțime mai mare de oameni, dar să fie mai tăcută, mai liniștită. Pentru că era o mulțime care se ruga așa cum făcea și Patriarhul Pavle. Eu vă mulțumesc pentru această seară pe care ați dedicat-o acestui mare om și eu zic pe și spun, pentru că am auzit unele voci care povestesc pe mormântul lui să întâmpla anumite minuni și oamenii vin și găsesc acolo alinare duhovnicească, chiar și fizică. Și sper că într-o zi Biserica Ortodoxă îl va sărbători ca un sfânt oficial, așa cum oamenii de rând creștini, credincioșii noștri, îl consideră deja. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să putem rămâne pe această cale.
pe care a pășit Patriarhul cu Pavel și să nu uităm niciodată să rămânem oameni și niciodată neoameni. Pentru rugăciunile Patriarhului Pavel, Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă mulțumesc și de acum îmi permit să vă urez sărbătorile binecuvântate, un Crăciun binecuvântat și Hristos în mijlocul nostru. Părinte Blagoe, vă mulțumim foarte mult. Neapărat să mai veniți alături de noi și cu alte ocazii. Și cred că ați spus deja printre cuvinte că există o imagine și mai frumoasă decât aceea mormântării lui și aceea este ziua canonizării Părintelui Patriarh. Păi și sperăm că va fi și ziua aceasta și cei care trebuie să vadă vor vedea acest adevăr și îl vor proclama sfânt. Părinte, acum 10 ani la Iași se lansa o carte scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici, prin fereastra Temniței. Da, da. Acest sfânt canonizat în vremea Părintelui Patriarh Pavel. Da. Ei, acest sfânt din ceruri, probabil, pentru dragostea pe care a iertat-o Părintele Patriarh, da, îl va ajuta sau ne va ajuta pe noi ca să mergem pe calea acestui om mic care a făcut lucruri extraordinare, mari și mai ales după muncești. Vă mulțumim foarte mult. O să vi-l dau și pe Părintele Gheorghe, Părintele Profesor de la Teologie din București, să vă mulțumească. Și eu vă mulțumesc și sunt nevrednic de atenția care mi-a acordat. Părinte Boda Prostă, pentru această mărturie și este minunat că l-ați cunoscut, este o binecuvântare. Și ne bucurăm că această binecuvântare pe care a simțit-o permanent când l-ați însoțit pe Patriarhul Pavel, această binecuvântare s-a revărsat și asupra noastră în această seară. Pentru aceasta vă îmbrățișăm cu frățească dragoste și, așa cum a spus domnul Daniel Mazidu, vă mai așteptăm în mijlocul nostru pe această cale. Doamne ajută! Dumnezeu Doamne ajută! Doamne ajută și să auzim numai de bine Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă mulțumesc pentru tot. Și oricând, dacă pot fi de folos. Vă mulțumim, Doamne ajută. Eu vă mulțumesc și Bunul Dumnezeu să vă ajute să o binecuvinteze în ceea ce faceți.